văd. Bă, dar de departe, bat ca un vultur. Oh, un drapo e Saki, e perfectul aici. Si. Acolo Irina, acolo Irina. Steagul. Irina, se termină cursa, se termină ziua. Gracias, muchas gracias, Jorge. Ponte en todo. Tu eres un hombre muy bueno. Aveam niște emoții foarte mari. Efectiv, mi se strângea stomacul, așa, parcă îmi bolborosea. Prietene, de viață! De viață! Promiți? Doi, prietene, trei, de viață, și orice, vreodată. Bine ați venit, prietenelor. Mulțumesc. Și între prietenul. Voi și ale mele. Ce faceți voi? Bine. Avem un vin pentru tine. Da. Te lasă, pui mâna pe el. Mulțumesc. Și îl dai nouă. Mulțumesc. De-abia l-am atins și așa îmi spăru din mâinile mele. Noi cu imunitatea mereu. Amăgeală. Da. Iar aici avem o cănuță de mate. Am luat-o dintr-un muzeu. Da. Foarte frumoasă este. Alergă cineva spre anul copii, mamă, deci sunt panicată toată, nu mai pot, deci alergă, se mișcă ceva lângă mine, cine e, Romica, nu e un copil. La voi cum s-a simțit azi? A fost foarte greu. Ne-am intersectat cu alte echipe care erau cu mult înaintea noastră, care plecau, misiunile, dacă... și știam că suntem în urmă, spate. Suntem penultima echipă. Știu cât v-ați consumat. Da. Mai ales când ați fost cu câțiva pași în spate. Da. Și nu mai e de glumit cu viteza. Începe să devină elementul vital. Trebuie să vă concentrați. Da. Și cel mai important este să vă mișcați de acum încolo cel puțin la fel de bine ca acum, pentru că sunteți prima echipă ajunsă la mine. Nu, bă, nu! O să cred. Nu, 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 nu. Irina, bravo! Ale! Mamă, deci a fost momentul mare. Deci mi-a umplut, efectiv, mi-a inundat sufletul de bucurie și nu venea să cred. Și eram atât de mândră de noi și de mine și de Sânziana și că am făcut cu taurul ăla acolo. Băi, ne-am agățat de ăla ca și cum nu mai era o altă variantă. Asta ne-a adus imunitatea. Și chiar e cursa prieteniei. Deci chiar noi am câștigat-o! Deci îmi vine să plâng iar. Am câștigat imunitatea asta la cursa prieteniei și în pana mea am zis orice ar fi, prietene pe viață. Sunteți echipa imună! Felicitări, dragile mele! Unde pleci? Dale! Acum duceți-vă, distrați-vă, bucurați-vă. Până mergem mâine la hotel. Aveți timp? Da, mergeți la hotel, normal. Nu cred că se așteaptă nimeni. Poate toată maxim lumea. Cătălin că ne-a văzut să Romica, se gândească. Da, dar Romica. În rest nu cred că se așteaptă nimeni, pentru că noi am fost penultima echipă până am plecat de la taurul ăla. Irina ne așteaptă într-un loc foarte frumos. Am mers așa printr-un mic labirint. Savoir, c'est pouvoir. Bine ați venit în Cordoba, dragilor! Bine te-am găsit! Bine te-am găsit! Iar sunteți supărăței. Eram un pic supărat așa că trăniți. Nu păreți foarte bine dispuși. Ce se întâmplă? Nimic. Vai, de viața. Am ajuns la Irina, vai de viața noastră. Mai unde ți-e zâmbețelul? Nu mai poate. Unde l-ai ascuns? E prea obosit. Suntem foarte dezamăgiți. Vin. Și mate. Și cănuță pentru mate. Da. Să știi că nu-ți dau nici vinul, nici cana de mate. Am treabă cu ele în seara. Le-am? Îmi face aici foarte mare plăcere să vi le las vouă. Mulțumim. Nu e nicio problemă, da? Am zis, ok, hai că iau și vinul dacă tot. Eu am zis că beau toată sticla în seara asta, la cât de bubuște și nervoase sunt. Înțeleg că în Argentina distanțele sunt ceva mai mari. Nu opresc, nu oprește nicio mașină. Nici măcar să-i întrebi. Nu opresc, absolut deloc. Nu. Argentina e o țară frumoasă, e foarte mișto, dar pe semne că aici oamenii trăiesc într-o frică. Așa. Eu cred că este asemănător cum este la noi, în țară, autostopul este ceva rar întâlnit. Nu sunt supărat, sunt puțin îngrijorat. Mă strângea inima, nu știa ce e în sufletul meu. Cum v-a mers ziua? Prost! Ce a fost nu prost așa? N-am putut să stau pe taur. Taurul v-a pus probleme, nu? Da. Am zis că-s dezamăgit de mine, că a fost o zi... eșuată. Puteți și chiar dacă mai aveți și astfel de zile,
vă rog din suflet să nu le lăsați să vă tragă. Nu, nu ne vor afecta în nicio formă, doar că na, e frustrant. Cred asta. Chiar voiam să ajungem primii la tine astăzi. America Express este cursa care are și suișuri și coborușuri. E adevărat, ni le-am asumat. Nu am cu ce să vă consolez acum, pentru că vin și eu cu o veste nu foarte plăcută, poate. Ne. Trebuie să vă căutați cazare. Nu era nicio surpriză, pe bune, că doar nu visam la cai vers pe prești. Măcar acum să aveți noroc dacă la autostop da, ziceți că n-ați okay. avut. Sperăm să găsim în seara asta o cazare cât de cât okay. onorabilă. Da, am pierdut 20 de minute dând din mâinca fraierii, în care am fi putut ajunge la Cordoba. Da, ok. Hai, măcar avem hotel să ne pregătească pentru cursă. Înțeleg că aveți hotel, dar nu de la mine azi. Nu, de la tine ieri. Da, exact. Primii care au reîntregit echipa, Alexia și Aris, au parte de un bonus pe care îl pot folosi în această seară. Apropo, se înserează deja, iar Iulia și Mike sunt tot prin orășelul Jesus Maria. Bravo, 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 bravo! Bravo! Eram încurajată, adunată eu cu el, eu în mine, el în mine, totul, taurul în noi. Coarnele au o parte din noi, din viața noastră. Ține-te! Ține-te, ea este! Ține-te! Am stat mai mult de 30 de secunde pe taur. Cine-i campioana? Pentru noi clasamentul nu are surprize. Iadul nu are mistere pentru noi. Am făcut și astăzi tot ce am putut. Muchas gracias, señora. Finală, finală. Da, nu vine să fie. Nu. Ne-ai distrus. Mamă, ce aveți cu mine astăzi? Eu nu sunt un copil pe care ei l-au... Întoarcem pe drumul soarelui, tot mai aproape de finalul primei etape din Argentina. După multe strădanii, Iulia și Mike reușesc să se pună în mișcare către Cordoba, unde ceilalți se pregătesc deja să închidă ziua. Laura și Sânziana s-au pus la loc sigur cu imunitatea. Alexia și Aris vor folosi bonusul câștigat seara precedentă, iar Cătălin Romică și Giulia Vlad trebuie să caute cazare. Cătă! Păi nu trebuie să... Ce vrei să... Nu trebuie să... Găsim? Da, nu la asta, vină cu aici, că poate cheamă asta poliția. Numai case șmechere, am sunat Cătălin la câteva case, ăsta la schemă, că oricum nu deschidea nimeni la alea. Mai știi? Hola, señora! Hola! Buenas noches! Se pede un pregunta, por favor? Am văzut o doamnă pe colț, avea fereastra deschisă, i-am spus, a ieșit o domnișoară, i-am explicat. Se poate ajutar, por favor, în questa noche cu un lugano, cu una per casa, poate dormir? După față ceva. Ne-am dat seama că nu. E clar că e cam groasă. Grazie, señor.